Un copil a căzut în casa ascensorului într-un bloc cu apartamente din Ungheni. Salvatorii au fost solicitați în dimineața zilei de astăzi să intervină la salvarea unui micuț de 2 ani, care a căzut în gol de la etajul 6 al blocului. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, băiatul se afla în cărucior. Mama acestuia a blocat ușile ascensorului cu căruciorul și a revenit în apartament după un pachet. Între timp, cabina ascensorului a urcat mai sus de etajul 6, iar micuțul a căzut în gol. Starea copilului este extrem de gravă. Acesta urmează să fie transferat de la Spitalul Raional Ungheni la Chișinău. Toate circumstanțele tragicului incident urmează să fie stabilite de poliție. Doi tineri care planificau să pungășească o familie din Căușeni au fost reținuți de oamenii legii. Cei doi tineri cu vârste de 18 și 23 de ani ar fi primit indicații de la membrii unui grup criminal organizat și dirijat din penitenciare să dea buzna în gospodăria cuplului, de unde urmau să sustragă 100.000 de lei. Prin urmare, aceștia și-au pregătit cagule, lipici și un cuțit pentru atacul tâlhăresc. Despre planul infractorilor a aflat poliția, care a organizat o ambuscadă. Astfel, cei doi tâlhăresc au intrat în gospodăria victimelor la miez de noapte, însă nu au reușit să-și ducă intenția la bun sfârșit, pentru că au fost reținuți. Pe numele lor au fost eliberate mandate de arest pentru 30 de zile. Investigațiile penale continuă. Trei angajați Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Soroca sunt cercetați pentru corupere pasivă. Aceștia sunt bănuiți că ar fi primit plăți ilegale de la un agent economic pentru a nu documenta încălcările identificate în procesul de producere și comercializare a produselor alimentare. Potrivit Centrului Național Anticorupție, este vorba despre mai multe episoade în care angajații ANSA ar fi pretins și acceptat bani. În unul din aceste cazuri, în timpul unor inspecții efectuate într-un magazin din raionul Soroca, bănuiții ar fi cerut 4.000 de lei pentru a nu documenta încălcările privind producerea și comercializarea produselor alimentare în lipsa autorizației sanitar-veterinare. De asemenea, suspecții ar fi pretins bunuri ce nu li se cuvin sub forma produselor de patiserie în asortiment, în afara controlelor. Într-un alt episod, aceștia ar fi solicitat 5.000 de lei, însă ar fi acceptat și primit 4.000 de lei, iar în contul diferenței de 1.000 de lei ar fi primit produse alimentare. În urma perchezițiilor efectuate la birourile, domiciliile și automobilele bănuiților, au fost ridicate mijloace bănești și probe concludente pentru urmărirea penală. Bănuiții sunt cercetați în stare de libertate. Ofițerii CNA desfășoară în continuare acțiuni pentru a stabili dacă și alte persoane sunt implicate. În același timp, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță într-un comunicat de presă că se disociază cu acțiunile celor trei angajați ai săi și condamnă fenomenul corupției în cadrul instituției. Un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, care coordona acordarea ilegală a cetățeniei Moldovei, a fost reținut de oamenii legii. Bănuitul ar fi pus pe roate această afacere încă din 2021. Astfel, cei care doreau cetățenie moldovenească erau trimiși la subdiviziunile Agenției Servicii Publice cu certificate de naștere și pașapoarte interne de tip vechi ale unor locuitori din stânga Nistrului, dar în care erau lipite pozele solicitanților. Astfel, se prezumă că în baza acestor pașapoarte interne falsificate, mai multe persoane au primit cetățenia Republicii Moldova. Doi solicitanți din Ucraina deja au fost stabiliți. Ce sunt, dacă ții minte, cu documentele la pașport pistol? Sunt minte. Da. Frate Moldovan, ea spune, vă spot să-mi aranjez trei persoane aproximativ la oară 15. Și că dacă îmi spui că da, eu merg la Chișinău spre Tiraspol, în acest dosar au fost efectuate 13 percheziții corporale la domiciliile, oficiile și birourile de serviciu ale angajaților centrelor multifuncționale ale ASP din Chișinău, Anenino și Căușeni și a altor persoane suspectate de implicare în schemă infracțională. Investigațiile continuă, inclusiv în vederea descoperirii tuturor membrilor grupului infracțional. Un inspector vamal și complicele său au fost reținuți pentru contrabandă cu mărfuri de peste 1.000.000 de lei, aduse din orașul Odessa. Potrivit oamenilor legii, lotul de marfă format din îmbrăcăminte, încălțăminte și alte articole au fost introduse în Moldova fără a fi declarate la vamă. Cel care ar fi facilitat transportarea ar fi inspector vamal. Microbuzul cu marfă vizat în investigația penală a fost tras pe dreapta pe traseul spre Chișinău de către angajații Poliției de Frontieră în zona localității Tudoraș, Crocmaz, din
raionul Ștefan Vodă. În baza probelor acumulate, lotul de marfă și microbuzul au fost indisponibilizate, iar procurorii Pece Cox urmează să solicite aplicarea sechestrului în vederea eventualei confiscări în folosul statului, în baza hotărârii judecătorești. Investigarea inspectorului Vamal și a complicelui acestuia, cu vârstele de 39 și 33 de ani, continuă, inclusiv a altor participanți la infracțiune, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției potrivit legii.